Descoperire șocantă într-o localitate clujană. O mamă și-a găsit propriul fiu mort plutind în râul Someș. Bărbatul plecase la pescuit, dar nu s-a mai întors acasă. Bărbatul a plecat ieri la pescuit și de atunci nu a mai fost văzut în sat. Mama acestuia l-a sunat în continuu, dar nu a răspuns la telefon, așa că astăzi femeia a plecat să-l caute la locul de pescuit. Acolo l-a găsit însă fără suflare. Din păcate, persoana a fost găsită inconștientă, cu respirație absentă, cu rigiditate, semne care arată că decesul s-ar fi produs în urmă cu câteva ore. Din păcate, noi n-am putut face nimic pentru... Cadavrul bărbatului plutea pe râul Someș. Un echipaj de pompieri, dotat cu barcă, l-au adus la mal pe bărbatul în vârstă de 37 de ani. Se vedea numai apă. Se afla în apele râului, cu fața înspre în jos, deci în apă. Am procedat la scoaterea victimei, pe care după ce am extras-o, am lăsat-o în grija colegilor de la poliție. Polițiștii criminaliști au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum a ajuns bărbatul în apă. Din primele informații, acestuia fie i s-a făcut rău și a căzut în apă, fie s-a dezechilibrat și a ajuns în Someș, unde s-a înnecat.